Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, vă spun de aici, din Capela Sfânta Maria din Brașov, locul de unde nu doar celebrăm liturghia, ci și discutăm teologie, așa cum îmi doresc să facem și în cadrul acestei înregistrări, în care doresc să vă prezint o perspectivă a reformei luterane asupra autorității Scripturii și a crezurilor. Orice studiu intensiv al teologiei lui Martin Luther trebuie să pornească de la ideea conform căreia reformatorul de la Wittenberg nu a intenționat să ofere lumii creștine un creștinism nou. Luther a dorit doar să explice corect adevărul conținut în Sfânta Scriptură și în învățăturile bisericii. Toate lucrările sale teologice pornesc de la un fapt de la sine înțeles, mai precis autoritatea Scripturii și autoritatea derivată a tradiției autentice a bisericii. Vom începe exact de la acest punct, anume faptul că toată gândirea teologică a lui Martin Luther presupune autoritatea Scripturii ca o învățătură incontestabilă a creștinismului. Teologia lui Luther nu este altceva decât o încercare de a interpreta Scriptura. Forma acestei interpretări este în esența ei exegetică. Martin Luther, dragii mei, nu este un sistematician în sensul scolastic și nici măcar nu este un dogmatician, nici în sensul marilor sisteme medievale și nici în sensul teologiei moderne. Astfel, Martin Luther nu a scris o teologie dogmatică, nici una estetică și nici o sumă teologică. Luther nu a produs niciodată ceva asemănător analizelor teologice ale lui Philip Melanchthon sau ceva asemănător institutelor religiei creștine ale lui Calvin. Martin Luther a fost profesor de exegeză biblică la Universitatea din Wittenberg. Cea mai mare parte a operei sale teologice constă din prelegeri exegetice despre Vechiul și Noul Testament. Pe unele dintre aceste prelegeri, Luther le-a editat el însuși. Altele au fost editate de către alții. La aceste prelegeri s-au adăugat predicile sale. Și în cazul predicilor, unele au fost pregătite pentru publicare de Luther însuși, iar altele au fost preluate și publicate de către studenții săi. În toate aceste predici, l-auzim pe Luther explicând materialul biblic. Scrierile sale teologice, mai mari sau mai mici, sunt, de asemenea, pline de citate din Scriptură și au în mare parte un caracter exegetic. Martin Luther a pregătit, de asemenea, teze teologice pe care studenții săi urmau să le susțină în cadrul disputelor deschise, care făceau parte din examenele pentru obținerea gradelor teologice la Universitatea din Wittenberg. Deși a încercat să le prezinte într-o formă teologică cât mai clară și cât mai scurtă, Luther făcea în mod constant în aceste teze referiri explicite și implicite la textele biblice, folosind limbajul Bibliei sale latine, traducerea Vulgata. O comparație a acestui aspect al operei lui Martin Luther cu marile lucrări teologice ale scolasticii dezvăluie impulsul nou care domină metoda teologică a lui Martin Luther. Nu există precedent pentru modul în care Luther
ca exeget și ca predicator, gândește în permanentă conversație cu Scriptura. Aproape fiecare pas din teologia lui Martin Luther își primește baza și direcția din Scriptură. Desigur, Martin Luther citează de asemenea pe părinții bisericii și poate, ocazional, după cum vedem în lucrarea Robia Voinței scrisă în anul 1525, chiar apelează la filozofie sau la rațiunea naturală pentru a furniza dovezi secundare pentru tezele sale teologice. Totuși, în ceea ce privește teologia sa în ansamblu, aceasta rămâne o completare secundară și periferică a metodei sale. Este instructiv să-l comparăm pe Thomas d'Aquino, să-i comparăm pe Thomas d'Aquino și Luther în acest punct. Desigur, Toma citează de asemenea Scriptura, dar în plus găsim la el foarte multe referințe la reflecțiile filozofice și ontologice ale lui Aristotel. Spre deosebire Thomas d'Aquino, Luther este întotdeauna orientat în primul rând către Scriptură și adesea este orientat numai către Scriptură. Spunând acest lucru, nu vreau să neg influența pe care filozofia ocamistă a avut-o, de fapt, asupra lui Martin Luther. Ci ceea ce ne interesează la acest punct este intenția conștientă a metodei teologice a lui Martin Luther. Luther distinge ceea ce se poate spune pe baza Scripturii de propria sa opinie teologică. Deoarece propria opinie teologică nu poate să fie dovedită din Scriptură, Luther consideră faptul că nimeni nu este obligat să o accepte. Din acest motiv, Luther susține doar că el însuși a înțeles Scriptura și i-a învățat pe alții să o înțeleagă mai bine decât o făcuseră teologii scolastici și uneori mai bine decât unii dintre părinții bisericii. În acest moment, nu doresc să discutăm despre cât de departe a mers Martin Luther în interpretarea Scripturii. Nici nu voi vorbi despre critica sa privitoare la canonul Scripturii. Aceste chestiuni nu schimbă faptul că Luther, chiar și atunci când a criticat Scriptura, nu a dorit niciodată să fie altceva decât un ascultător și un student al Scripturii. În acest sens, Luther a fost un exemplu perfect al propriei sale învățături cu privire la autoritatea Sfintei Scripturii în biserică. Sfânta Scriptură nu este altceva decât înregistrarea mărturiei apostolice a lui Hristos și ca atare este și trebuie să rămână autoritatea decisivă în biserică. Deoarece Sfinții Apostoli sunt temelia bisericii, autoritatea lor este fundamentală creștinismului. Nici o altă autoritate nu poate să fie egală cu autoritatea lor în biserică. Orice autoritate, orice altă autoritate din biserică derivă din această autoritate a învățăturii apostolilor și este validată de către conformitatea sa cu această învățătură. Aceasta înseamnă că numai Scriptura poate stabili și poate fundamenta articole de credință în biserica creștină. Luther predica faptul că Sfânta Scriptură oferă tot ceea ce este necesar pentru mântuire. Creștinii nu au nevoie de niciun alt adevăr pentru mântuirea lor în afară de adevărul proclamat în și de către Scriptură. Acest lucru se aplică articolelor de credință, precum și tuturor instrucțiunilor etice ale creștinismului. După cum au spus dogmaticienii luterani de mai târziu,
Scriptura este suficientă pentru mântuirea omului. Astfel, nicio dogmă și nicio regulă a bisericii care nu sunt conținute în Sfânta Scriptură nu sunt necesare pentru mântuire. Prin urmare, în opinia teologică a lui Martin Luther, nici biserica, nici vreun reprezentant sau lider al bisericii, nici măcar conciliile bisericii, nu au autoritatea de a stabili articole de credință sau porunci în biserica lui Hristos. Acest lucru nu înseamnă faptul că teologia bisericii trebuie să fie disprețuită și respinsă, ci ceea ce vreau să spun este faptul că valabilitatea teologiei depinde de conformitatea ei cu Scriptura. Teologia, împreună cu toate normele bisericii, trebuie întotdeauna judecate și criticate pe baza Scripturii. Aceasta deoarece numai Scriptura este adevăratul stăpân al tradițiilor și al doctrinelor bisericii. Numai Scriptura este autoritatea capabilă să decidă în cazul controverselor doctrinare. Astfel, declarațiile învățătorilor, declarațiile părinților bisericii nu sunt niciodată puse pe același plan cu articolele de credință predate de către Sfânta Scriptură. Pentru că acestea nu oferă vreo certitudine necondiționată de care conștiința are nevoie. O certitudine pe care doar Scriptura, care este în totalitatea ei cuvântul lui Dumnezeu, o oferă. Ne putem încrede necondiționat doar în cuvântul lui Dumnezeu, ci nu în învățătura părinților bisericii. Nu pentru că această învățătură este automat una falsă, ci pentru că învățătorii bisericii pot greși și au și greșit, din păcate, nu de puține ori. Martin Luther învață faptul că doar Scriptura nu greșește niciodată. Prin urmare, numai ea are autoritate necondiționată în biserică. Autoritatea teologilor biserici este mereu una relativă și condiționată de alinierea ei cu Sfânta Scriptură. Fără autoritatea cuvintelor din Scriptură, nimeni nu poate stabili afirmații doctrinare în Biserica Luterană, în special, dar și în general în Biserica Creștină. Totuși, Martin Luther învăța faptul că acele părți ale tradiției bisericii care se dovedesc a fi în armonie cu Scriptura au, de asemenea, autoritate în biserică. Dar vorbim despre o autoritate care derivă din autoritatea Scripturii și aceste învățături, aceste tradiții nu au vreo autoritate prin sine însele. Aceasta a fost atitudinea lui Martin Luther față de cele trei crezuri ecumenice ale bisericii primare. Martin Luther le-a acceptat nu pentru că acestea au fost adoptate de către conciliile bisericii, pentru că, așa cum am mai spus, acest lucru nu garantează automat ortodoxia lor. Ci Martin Luther le-a acceptat pentru că era convins că aceste crezuri sunt conforme cu Sfânta Scriptură. Prin urmare, Martin Luther le-a acceptat în mod explicit pentru sine și le-a subliniat în special împotriva antitrinitarienilor cu care reforma luterană s-a confruntat. Începând cu anul 1533, jurământul cerut studenților care primeau titlul de doctor în teologie la Universitatea din Wittenberg includea subscrierea la aceste trei crezuri. Martin Luther le-a publicat
adăugându-le propriul său comentariu în anul 1538. În anul 1528, el mărturisea în mod expres că este de acord cu conținutul acestor trei crezuri. 10 ani mai târziu, în anul 1538, așa cum am amintit, Luther depune din nou mărturie cu privire la faptul că aceste trei crezuri aparțin adevăratei biserici creștine, care a păstrat până acum aceste crezuri sau confesiuni. De exemplu, Martin Luther laudă crezul apostolic ca fiind cel mai bun dintre toate, considerându-l un rezumat scurt și adevărat al articolelor de credință. De asemenea, Luther apreciază crezul atanasian ca fiind un crez despre care el spune că protejează crezul apostolic. Prin acceptarea acestor crezuri ale bisericii, Martin Luther a acceptat dogmele de bază ale bisericii primare privind Trinitatea, persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, Luther a fost de acord cu biserica primară în ceea ce privește respingerea ereticilor. Cu toate acestea, Martin Luther a criticat frecvent terminologia dogmelor în anumite puncte. El și-a păstrat pentru sine și-a acordat și altora libertatea de a nu folosi terminologia bisericii primare, atenție, cu condiția ca substanța dogmelor să fie păstrată intactă. Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu cu care ne confruntăm în Scriptură și în crezuri se stabilește în spiritul și în inima noastră, învăța Martin Luther, prin experiență. Desigur, Luther știa de asemenea că există elemente ale adevărului creștin care sunt dincolo de experiență și care trebuie pur și simplu crezute. Dar atunci când vine vorba de inimă și de inima și de centrul Evangheliei, adică de mesajul păcatului și al harului, Martin Luther apelează nu numai la Scriptură, ci la consensul bisericii, ci și la propria sa experiență spirituală. Nu există nicio îndoială că experiența este unul dintre principiile teologiei lui Martin Luther. Desigur însă, această experimentare teologică nu este pentru Luther o sursă de cunoaștere în sine, dar este cu siguranță un mediu prin care se primește cunoașterea. Astfel, în opinia lui Martin Luther, cunoașterea teologică se obține prin experimentare. Dragii mei, acesta este terenul pe care se sprijină teologia lui Luther. Reformatorul de la Wittenberg intenționează să scoată din obscuritate la lumină vechiul adevăr al Scripturii și al dogmei creștine și să lase să strălucească adevărata lor semnificație. Teologia lui Martin Luther este concepută ca un comentariu, ca o expunere a textelor Scripturii și ale credințelor care decur din aceste texte. În acest proces de expunere, adevărul vechi devine, în mod evident, un adevăr nou, deoarece este primit într-o situație nouă de către oameni ale căror preocupări teologice sunt determinate de către teologia medievală. Martin Luther a experimentat personal această situație. El cunoștea din experiență agonia de a pune cele mai profunde întrebări spirituale și de asemenea cunoștea din experiență libertatea omului de a găsi răspunsuri. La rândul său, sau la rândul ei, noua sa interpretare aduce cu sine propriile tensiuni și contradicții, după cum vom vedea
în special cu referire la atitudinea sa față de Sfânta Scriptură. Cu toate acestea, Luther nu pune niciodată la îndoială valabilitatea de bază a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru astăzi închei aici prezentarea mea, însă vă aștept la următoarele ocazii în care vom discuta despre credința pe care reformatorul Martin Luther a proclamat-o în această lume acum aproximativ 500 de ani în cadrul reformei luterane din secolul al XVI-lea. Sunt reverend Sorin Horia Trifa și vă aștept să-mi fiți alături și de asemenea vă așteptăm să vă alăturați bisericii noastre în celebrarea liturghiei aici în Capela Sfânta Maria din Brașov, strada Mihai Eminescu, numărul 10, în fiecare duminică de la ora 10. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.